De aproape 2 ani, Făgărașul are parcări amenajate și, bineînțeles, cu plată. Însă, zilnic, în jur de 40 de șoferi primesc amenzi pentru faptul că își lasă mașina în aceste locuri amenajate. Totuși, foarte mulți făgărășeni se plâng că administratorii parcărilor fac exces de zel și îi amendează imediat ce parchează, fără să le mai dea șansă să scoată tichet de parcare. Dacă vrei să lași mașina într-o parcare cu plată din Făgăraș, trebuie să te asiguri din timp că ai monede. Dacă vrei să schimbi undeva bani, riști ca la întoarcere să te trezești cu amendă. Mai mulți făgărășeni s-au plâns de faptul că angajații firmei care administrează parcările fac uneori exces de zel și că îi vânează imediat ce au parcat. Nici nu apucă să lase mașina în parcare, că se și trezesc cu amendă. Am intrat în farmacie și am ieșit. Și ați găsit? Și am găsit plocon în geam. Păi nu mi se pare normal, măcar 5 minute să fie maximum. Am intrat în farmacie și când am venit am găsit, uite, vă arăt. Uite. O vedeți? Uite. O vedeți? La 5 minute după ce am ieșit din farmacie, la 2 minute, deja a fost mașina pozată, ce era să mai fac? M-am dus și am plătit-o. Cât ați plătit? 30 de lei. Da. Nu, dacă stai mai puțin de 5 minute, mi se pare normal să nu plătești. Dar dacă stai mai mult, plătești, pentru că și astea sunt amenajate pe bani, nu? Fie din rea credință nu plătesc parcarea, fie cad în capcane din cauza că nu știu că parcarea trebuie plătită, fie parcometrele nu funcționează, fie nu au monede la ei, în jur de 40 de făgărășeni sunt amendați zilnic. Cei care fac reclamații nu se achită parcarea. În momentul în care reprezentantul nostru trece prin parcări și constată lipsa tichetului, fug la aparat, își iau bon că îl aveau. Da, avem reclamații din partea celor care nu plătesc și care găsesc tot felul de motive și de scuze ca să nu o facă în momentul în care sunt prinși. Că dacă vă dați seama, dacă nu sunt prinși, sunt foarte liniștiți și nu fac reclamații. Așadar, mare atenție, șoferi care vreți să lăsați mașina în parcările cu plată din Făgăraș. Nu pierdeți timpul și fugiți imediat la aparatele de taxat, pentru că altfel timpul o să vă coste câteva zeci de lei.